Salutul lor, astăzi avem în garaj un Renault Clio MK3 cu castofonul de fabrică, cu ecranul amic de fabrică, iarăși fără prea multe opțiuni. Aici punem un CD, avem și radio. Este o mașină relativ simplă la interior. Acolo avem un mic display unde ne arată probabil melodia, ne arată probabil postul de radio și alte chestii de prin mașină dar noi vrem să scăpăm de asta de aici și să punem ceva frumos acolo sus, să punem o navigație ca să ca să putem să avem toate opțiunile valabile în 2022, cum am mai zis, Bluetooth, auxiliar, un microfon, GPS, USB-uri, tot ce ne trebuie pentru redare muzică, o să avem de toate, în cel mai cel mai important e Bluetooth-ul. Și în al doilea rând să fie în loc de chestia asta aici să fie ceva frumos un ecran, un ecran măricel color. Cred că ar arăta bordul dacă ne uităm așa cu un ecran acolo, cred că ar arăta mult mai bine. Așa că ne apucăm să dezmembrăm și să montăm navigația dedicată acestui model. Pe lângă asta o să montăm și un mic subwoofer de la Alpine, imediat vi-l arătăm și pe ăla. După cum vedeți, am dezmembrat jumătate de bord, Asta e, așa trebuie. Acolo o să vină navigația. Cu... Este o navigație universală. Din cauza asta a trebuit să adaptăm noi firele. Cu... Asta e conectorul de la navigație. Și aici avem toate firele adaptate. Tot ce nu ne-a trebuit am izolat frumos ca să nu avem probleme. Uh... Aici sunt difuzoarele, power-ul și ETK și mufa asta trebuie să o ducem sus aici, care o să intre în navigație. Navigația universală nu este dedicată pentru mașina asta, tocmai de-aia trebuie să uh, legăm fire. N-am avut mufe directe, dar avem ramă dedicată pentru mașină și navigația intră în rama aia perfectă și o să fie aici în bord uh, un ecran de, cred că de 8 inch, 7 inch, 9 inch. Nu știm, clientul a venit cu navigația și a lui, dar o să vedem imediat după ce o montăm ce poate să facă și navigația asta. Ideea este că o să arate frumos la sfârșit. Deocamdată trebuie să terminăm cu cablajele, cu firele. Am tras în același timp și pentru subwoofer. Avem o subwoofer micus de la Alpine. Și acum ne apucăm, după ce am terminat cu firele astea, ne apucăm să le tragem prin bord, să le aducem sus la navigație și să începem să montăm la loc bucăți din bord. Gata, dumneavoastră, i-am dat de cap, am asamblat tot la loc, mai avem de pus tot pe două. Asta, castofonul vechi, a rămas practic ca un fel de capac să nu fie gaură aici. Presupun că există în, loc, în locul CD-ului un sertar ceva de pus perfect pentru mașina asta, ca să poți să ții telefonul sau alte chestii înăuntru acolo, pentru că el nu mai funcționează, nu mai e legat, nu mai are nicio treabă, nu ne mai interesează. Nu avem altceva de pus, l-am pus ca să nu rămână gaură acolo. Acum tot ce contează este aici, în ecranul ăsta. Suportul este foarte mișto, rama asta adaptoare. Deci am locuit ecranul la mic cu toată rama asta adaptoare pentru Clio 3 dedicată. Navigația nu este dedicată, navigația este universală, dar se potrivește perfect cu această ramă. Iarăși nu focalizez că e luminoasă. Avem aici YouTube avem Waze, iarăși, avem tot ce ne trebuie, Play Store, setări, Google Chrome, putem să instalăm absolut ce aplicație vrem noi pe această navigație. Dacă intrăm la setări, să vedem și ce poate ea să facă. Iarăși, navigația este a clientului, nu am, i-am adus-o noi. Și acum vedem și noi exact ce știe să facă. Are 1 GB de RAM, 16 GB ROM probabil că este un quad core Android 9.1 nu este ceva wow, deocamdată se mișcă bine recomandat este de la 2 GB RAM în sus cea mai, cea mai ochi variantă ar fi să puneți ceva de 4 GB cu un octa core atunci navigația garantat se, se va mișca mult mai bine dar în principiu, față de ce era înainte un castofon simplu, avem Bluetooth Music, auxiliare, info aici. Aici nu ne arată nimic. Deci, în principiu, foarte multe opțiuni. Avem și două USB-uri în pe pentru sticuri USB, pentru încărca telefonul, pentru etc, pentru orice vreți voi. Cam asta este. Așa arată bordul acum. Arată mult mai bine. Ne vedem data viitoare. baftă lor!